noua metodă de plantat cartofi. Ok, bun venit la un nou video pe canal de YouTube, de data asta despre grădinărit. Și probabil unii dintre voi vă întrebați, cred că mulți dintre voi vă întrebați ce fac eu aici, de ce am așezat cartofi în acest fel. I-am împrăștiat pur și simplu prin grădină. Ei bine, așa cum am încercat și anul trecut, să pun unele legume fără să sap pământul, anul ăsta o să mă dezvolt în această direcție. Și dacă anul trecut am folosit această metodă pentru ceapă și usturoi, anul ăsta o să folosesc pentru cartofi. Este o metodă de permacultură, una din multe altele, o metodă dezvoltată de Ruth Stott. Da? Cine nu știe metoda Ruth Stott, poate să caute pe YouTube și să afle mai multe informații. Practic, legumele se îngroapă sub un strat gros de mulci. Mulci poate fi alcătuit din practic orice vegetală. O vegetală moartă, da? Iarbă, frunze, rumeguș, un mix de vegetale de acest fel. Tulpini, lemne tocate, pot fi foarte multe tipuri de mulci. Eu o să folosesc pentru mulcire, o să folosesc paie, o să folosesc fân. Dar, cum am zis, există multe variante în acest sens. Dar cum decurge mai exact acest procedeu? Metoda Ruth Stott în felul următor. Dacă o respectam ca la carte, anul trecut, în toamnă, ar fi trebuit să pun un strat de mulci, de frunze, un strat gros, da? Sau de paie, în toată grădina. Până în prezent, până în primăvară, s-ar fi o bună parte din acel strat s-ar fi transformat în compost, da? S-ar fi transformat în pământ fertil, care ar fi ajutat foarte mult terenul, dar nu doar atât. Faptul că pământul a fost acoperit de un strat gros de mulci nu permite celorlalte buruieni, celorlalte ierburi să se dezvolte. Deci este vorba despre o grădină în care nu sapi, o grădină în care nu ai buruieni, o grădină în care nu uzi. De ce nu uzi? Pentru că acel strat gros de paie, cum am zis, păstrează umezeala în pământ și păstrează umbră și pământul nu se usucă, nu are nevoie să fie udat, decât ce vine de sus, ce cade din cer, ploile care sunt binevenite. O să fie un proces în grădina mea, nu o să folosesc această metodă 100% pe toată grădina. În solar o să folosesc altă metodă, o metodă pe care o să o vedeți în alte videouri când o să pregătesc solarul. Dar pentru partea exterioară a grădinei o să mă axez pe această metodă al Ruth Stott, o metodă foarte practicată în alte țări, în Occident, și o metodă de grădinărit care presupune foarte puțină muncă. E o pasăre care ia scame dintr-un ghem de ață de iută și cred că îl care să-și facă cuib. Ce tare! Bun, să mă întorc la poveste. Am fost martor în copilărie la felul în care au muncit bunicii mei terenul. Bunicii mei au făcut agricultură, au crescut animale, au făcut, bineînțeles, și grădinărit. Și toate acele metode cu care i-au crescut presupuneau extrem de multă muncă. Și acum, descoperind tot felul de metode alternative prin care poți să ai o producție cel puțin la fel de bună, dacă nu mult mai bună, folosind alte metode în care muncești la jumătate, da? Consumi jumătate din timp, consumi jumătate din energie și timpul care îți rămâne poți să-l folosești în alte proiecte și în alte direcții, mi se pare extraordinar și de ce să nu ne încercăm, de ce să nu adoptăm aceste metode până la urmă, da? Anul trecut ceapa și usturoiul s-au făcut foarte bine, la fel le-am acoperit cu un strat de fân, de iarbă uscată,
ceapa și usturoi s-au dezvoltat acolo sub fân și când a fost momentul de recoltare, doar am ferit acel strat de fân uscat care mai rămăsese. El se subțiază în timp pentru că cel de dedesubt putrezește, se și tasează, de asta e bine să și adaugi. Cel puțin la cartofi trebuie, odată ce tulpina și frunzele au ieșit de sub stratul de iarbă uscată, trebuie să mai adaugi încă un strat pentru a le spori și a le încuraja o dezvoltare mai bună. Da? Pentru că atunci planta merge și mai sus către lumină și se dezvoltă mai bine și dedesubt sub stratul de mulci, unde tuberculii cresc mai mari. Spuneam de ceapă și de usturoi de anul trecut, pentru că s-au dezvoltat foarte bine sub iarbă. Când am ferit iarba, le-am cules pur și simplu, o metodă foarte ușoară de cules, nu mai sapi după ei. După ce ai făcut recolta, ai astupat terenul înapoi cu iarbă și procesul continuă și pe timpul iernii până în următorul sezon. Terenul devine tot mai bogat, da? Se îngrașă tot mai mult de la stratul de mulci care putrezește și se descompune. Alte plante nu mai cresc. Anul ăsta, de exemplu, pentru că nu am astupat terenul din primăvară, o să mai am câteva plante care vor crește, cele mai puternice, probabil urzicile, și mai sunt câteva plante destul de puternice pe care le-am văzut de anul trecut și cresc destul de bine, dar marea majoritate a plantelor vor dispărea încă din acest prim an. Da? Din al doilea an nu voi mai avea plante, deci de anul viitor nu o să mai am plante foarte rar, pentru că vor mai veni semințe și aduse de vânt și se vor mai dezvolta, vor mai crește, dar extrem de rar. Deci nu o să mai trebuiască să rup buruienele, nu o să mai trebuiască să sap, o să fie o grădină foarte ușor de lucrat și cu o producție foarte bună. Asta îmi doresc de la grădina mea. Sper să vă inspir și pe voi să încercați și voi această metodă de grădinărit. Dacă ați încercat-o și ați avut, aveți ceva sfaturi sau ați avut succes sau nu ați avut succes, lăsați-mi un comentariu să aflu și eu experiența voastră. Eu sunt foarte încrezător în ceea ce o să se întâmple cu grădina folosind această metodă. În solar nu o să folosesc mulci, o să folosesc compost de pădure. Asta o să fie un alt video după ce termin. Astăzi sper să termin dacă nu plouă, pentru că ieri am început să fac grădina, dar a plouat mare parte zilei, nu am reușit să fac mare lucru. Dacă astăzi nu o să plouă, o să reușesc să pun cartofii, să termin de astupat cartofii, să pun ceapa și usturoiul, iar mâine vreau să mă ocup de pregătirea solarului. Nu pun nimic deocamdată în solar, dar trebuie pregătit, o să vedeți mai exact în ce sens. Așa cum v-am și spus în primăvară, când am săpat grădina, am săpat-o pentru a fi pământul mai afânat, pentru a nu pune direct pe pământul tare. Nu am săpat pentru a planta direct în pământ, deși probabil fasole, mazăre, porumb și alte chestii le voi planta din acest an direct în pământ, deci voi avea practic, voi folosi și metoda tradițională de plantat în pământ. Nu o să renunț total la ea în acest an, de la anul o să vedem. Și iar aici unde am pus cartofi, doar am greblat puțin, am răscolit puțin pământ cu grebla pentru a fi puțin mai să nu mai fie atât de tasat, da? Acum o să merg în grajul din spate, am acolo un pod fân. Am și dormit odată în acel fân, dacă ați văzut acel video. Și o să scot fân de acolo și o să-l folosesc la grădină. De ce îl scot? Pentru că planul meu este să renovez și grajul în acest an. Și atunci oricum va trebui să scot fânul, așa că îl scot de acolo din primăvară, îl folosesc la grădină. Dacă vreau ulterior să pun din nou fân în acel pod, ceea ce e o mare probabilitate să pun din nou fân acolo, pentru că arată super și se și poate dormi dacă izolez mai bine, să nu mai fie curent. Se doarme excelent acolo în fân. Deci pentru cei care mai vin pe la mine în vizită, voluntari, prieteni, cei care mai vin la taberele pe care le fac, poate fi o variantă de cazare excelentă și unică până la urmă, o experiență frumoasă. Dar o să folosesc iarbă proaspătă, o să cosesc fân din jurul meu,
și o să-l reînnoiesc. Acela e fân de cel puțin 10 ani acolo, e destul de vechi și o să-l folosesc acum la grădină. Prea mare scara asta, o să folosesc pe aia mică. Cam acesta a fost procesul pentru cartofi. Acum ei iau aici sub substratul de mulci, se formează mediul necesar și favorabil pentru ca planta se dezvolte, să facă producție, are umbră, are căldură, are umezeală. Are tot ce trebuie pentru a se dezvolta. Pe de altă parte, celelalte plante mai sensibile nu vor răzbi. Cartoful se va ridica și el după lumină, da? Și se va ajunge să iasă prin stratul de mulci. Acum, dacă vă întrebați cam cât de gros să fie stratul, Rootstout se exprimă chiar în modul ăsta, spune cu cât mai gros, cu atât mai bine, cât mai mult. Cât mai mult. Eu am pus cred că suficient, 10 cm, 15 cm de cam 15 cm cred de fân. După ce vor ieși cartofii, va ieși planta prin stratul de mulci, atunci voi completa cu un nou strat de paie pentru a se dezvolta mai bine. A început să plouă. De fapt vin dușuri așa de ploaie.
Ceea ce e bine pentru stratul de paie pe care l-am pus, atenție mare când îl puneți să nu bată vântul sau să nu urmeze vreo furtună, pentru că riscați să vi-l ia, să vă ia tot stratul de paie sau fân sau ce puneți. Iar faptul că urmează să plouă e bine pentru că îl tasează, da? Îl tasează, îl lipește de pământ și atunci vântul nu va mai fi o problemă. A început mai tare. O să iau o pauză când a început să plouă și dacă o să stea de cu grindină, dacă o să se oprească, o să continui cu ceapa și cu usturoiul. A trecut ploaia, chiar a ieșit soarele și e foarte plăcut afară. Deși mai sunt nori așa răzleți, nori întunecați cu ploaie, chiar s-a schimbat vremea. S-a schimbat vremea și norii și atmosfera, vântul e mult mai cald. Vine sezonul de vară. Astea sunt lucruri pe care, în mod obișnuit, nu le-aș fi observat. Contează foarte mult anul petrecut aici. Mă apropie de un an de când locuiesc aici la cabană. Fără să vrei, înveți cum funcționează natura. Tot mai mult. Adică chiar și fără să vrei. Dacă mai și vrei, întorcându-ne la grădină, pun ceapa. Ceapa o pun după aceeași metodă, la fel am pus și anul trecut și ceapa și usturoiul, la fel o să pun și anul ăsta, a funcționat foarte bine în sezonul precedent, în sezonul acesta va funcționa și mai bine, cel puțin eu așa sper, pentru că o să mai completez cu mulci pe parcurs, iar asta va dezvolta, de altfel cum v-am explicat și la cartofi, iar asta va dezvolta ceapa și mai mult și în pământ, în interior. Se pune destul de simplu ceapa. Eu o pun pe rând, așa, ochiometric. Am făcut câteva linii la început cu un lem, dar după aia am luat-o ochiometric. Se înfinge cu mustățile în pământ, la o distanță de 5 cm, așa, între bulbi. Și
După aia o să o acopăr cu un strat de mulci. De data asta aș vrea să folosesc frunze de pădure. Am foarte, foarte multe frunze în pădurea din jurul meu. Și de altfel pădurea e o resursă extrem, extrem de bogată pentru grădină, pentru grădinărit. Iar asta o să vedeți și în viitoarele videouri pe care o să le fac aici despre grădină. Ceapa poate fi pusă și mai deasă. Trebuie să-i lași loc să crească atunci când devine matură, să nu fie obturată creșterea de celelalte cepe din jurul ei. Dar la început poate fi pusă și mai deasă, cu condiția că atunci când iese și vrei să mănânci ceapă verde, să o rărești. Da? Atunci când vrei să mănânci ceapă verde, să duci și culegi de unde e mai deasă. Da? Și atunci și e foarte ok. Apoi ea se dezvoltă, se dezvoltă foarte bine. Mai la jumate. M-a prins noaptea pe tarla. Am astupat. E mai simplu cu fân. E mai ușor fânul. Frunzele au multă apă în ele. Sunt destul de grele. Dar am cărat. Am cărat suficiente.
Am mai completat și cu niște fân rămas de la cartofi. Asta e plantarea, asta e însămânțarea cu cartofi, ceapă și usturoi pe acest an. Ceapa, arpagicul, dacă e ținut bine, la rece, undeva la întuneric, cred că poate fi plantat și mult mai târziu, pentru că această ceapă o să iasă destul de repede, o să facă ceapă verde, o să fie de consum și apoi terenul rămâne liber. Ideal este să plantezi încă o serie și să ai ceapă verde și mai târziu în vară, chiar și spre toamnă. Sper că ați găsit lucruri interesante în acest video și, nu știu, v-a inspirat și pe voi cu această metodă de grădinărit. O să vedem cât de eficientă este, vedem împreună. Eu sunt optimist, am mai încercat, cum am spus și anul trecut, cu ceapa și cu stroiu și a fost foarte bine, a mers foarte bine. Anul ăsta încerc și cu cartofii. Mâine mă bag la solar, să-l aranjez, să-l pregătesc, să aduc pământ. O să vedeți într-un alt video treaba asta. Și în solar o să folosesc altă metodă de grădinărit. O să fie interesant anul ăsta cu grădina. Urmează câteva videouri acum cu pregătirea, cu însămânțarea, cu aranjarea grădinii. Apoi vedem tot procesul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Apăsați pe subscribe dacă nu sunteți abonați. Verificați și linkul din descriere. Ne vedem în curând la un nou video. Câteva zile și fac un an de stat în pădure.